UPL vă recomandă pachetul Fini plus Chinara. Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Ovidiu Ghinea la o nouă ediție de Agricultura la Raport, prima din această săptămână. Vă propun câteva subiecte interesante, spune eu, pentru că discutăm despre sectorul vegetal împreună cu reprezentanții APPR. Vom aborda câteva subiecte care privesc fermierii români. Vorbim despre schimbările climatice, vorbim și de asemenea despre actualizarea legislației PAC-PNS, situația din alte țări membre. O să facem și un calendar al evenimentelor pentru 2022, pentru că la final de an, știți cum e, obișnuim să spunem ce a fost bine în anul respectiv și ce urmează pentru anul 2022. O să vedeți câteva evenimente extrem de importante și interesante pe care vi le propun cei de la APPR și sunt convins că le așteptați cu mare interes, cu atât mai mult cu cât în cei 2 ani de pandemie, în 2020-2021, piața asta a evenimentelor a fost destul de săracă și cred că întâlnirile pe care le dorim cu toții să fie în câmp, în aer liber, vor fi un real succes. De asemenea, vreau să abordăm și un subiect care ține de partea legislativă și anume simplificarea procedurii pentru subvenția la motorină. Înțeles că mai așteptăm din partea telespectatorilor AgroTV alte propuneri, alte teme, alte sugestii. O să vă prezint distinsele mele invitate din această seară. Și o să încep cu doamna Cristina Cionga, director afaceri europene în cadrul APPR. Să rămână, mulțumesc pentru prezență. Bună seara, domnule Ghinea, dumneavoastră și telespectatorilor noștri din acest moment. O salut și pe doamna Alina Crețu, director executiv APPR. Să rămânile. Bună seara și mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc pentru prezență. Alături de noi se va alătura și domnul Nicolae Sitaru, președintele APPR. Prin telefon îl salut și pe domnul Sitaru. Bună seara. Bună seara, vă salut și eu. Mulțumesc, domnul Sitaru. Haideți să le spunem telespectatorilor, făcând un scurt bilanț al anului pe care tocmai urmează să-l încheiem, cum a fost pentru dumneavoastră ca și asociație, ca și fermieri, care au fost părțile bune, mai puțin bune și mai ales ce se va întâmpla de aici încolo, pentru că știți cum e, ce ține de trecut nu mai putem modifica. Important e ca prezentul și mai important, a spune, ca viitorul să fie așa cum ni-l dorim cu toții. Domnul Sitaru, cu scuzele de rigoare în fața doamnelor, o să încep cu dumneavoastră. Da, anul 2021 a fost un an agricol bun pentru zona noastră, pentru Bărăgan și pentru agricultorii din sudul și estul României. A fost un an agricol în care am avut precipitații, un an agricol în care am făcut producții, un an agricol în care marea majoritate a fermierilor au recuperat pierderile anului 2020, pentru că anul 2021 a venit după un an dezastros, respectiv anul 2020. Și din punct de vedere al activității APPR-ului, anul agricol 2021 a fost de asemenea bun, că am putut să avem o activitate care s-a desfășurat parțial față în față, parțial online. Începem să ne modificăm obiceiurile, să zic așa. Și am avut multe evenimente în 2021 și am avut multe activități cu APPR-ul și cred că și din punctul ăsta de vedere al activității profesionale a fost un an agricol bun. Da, trebuie admirată activitatea dumneavoastră ca și asociație, cu atât mai mult cu cât cele două doamne care sunt în seara asta aici în studio la Agricultura la Raport se implică de fiecare dată în mod direct și rezultatele cred că sunt mai mult decât bune pentru cei care sunt sinceri și vor să dea cezarului ce al cezarului, dar până să ajungem să discutăm despre evenimentele pe care urmează să le aveți și în 2021, m-aș referi la anul ăsta 2021, pentru că au fost și părți bune, dar cred că sunt și câteva lucruri pe care
ar trebui să le semnalăm încă de pe acum. Vorbeam cu mai toți fermierii despre scumpirile astea la inputuri și despre prețurile exagerat de mari. Am văzut situația de la Azomureș, dar spuneau fermierii că asta pentru ei nu reprezintă o problemă atât de mare, cu toate că vor fi niște repercursiuni dacă această societate se va închide și probabil că pe 15 decembrie, așa cum a anunțat aici la Agricultura, la Raport, purtătorul de cuvânt al Azomureș, domnul Ovidiu Maior, activitatea se va asista pentru o bucată de timp. Și tot aici la Agricultura, la Raport, ministrul la Agriculturii, domnul Adrian Chesnoiu, spunea că are în vedere în perioada următoare să ia în calcul o schemă de ajutor pentru a mai îndulci, cu toate că e un termen probabil nepotrivit, scumpirile astea ale inputurilor. Va veni cu o soluție în care prețul mare la inputuri să fie suportat și de către stat. Haideți să discutăm și din aceste perspective, pentru că a fost un an bun, dar ce urmează nu știm dacă se vor menține prețurile la fel de mari pentru produsele pe care le faceți, dacă piața asta va avea fluctuații. Spuneau mai mulți fermieri că pentru oricine, ca să poată rezista pe piață, ar trebui să aibă undeva la un 6 tone de grâu la un leu kilogramul, ca să poți să fii cât de cât acolo eficient, pentru că au crescut foarte, foarte mult costurile de producție. Depinde de prețul acelei tone. Da, la un leu la 6 tone ar veni 66.000 de lei. Da. Vă rog. Da, aș vrea să spun și nu vreau să monopolizez discuția, pentru că aveți echipa executivă a APPR-ului care are toate meritele APPR-ului, eu mai puțin, pentru că ele au fost cu munca și ele au făcut ca activitatea APPR-ului să se vadă atât de bine și să fie atât de bună. Și pentru asta le mulțumesc, pentru activitatea lor și nu numai a lor, și a întregii echipe executive a PPR-ului. Vreau să spun că, într-adevăr, norii care s-au adunat asupra anului 2022, să zic așa, sunt norii datorate unor scumpiri exagerat de mari, și aici vorbind de 400%, nu vorbind de 10, 12, 15, 20, 50%, vorbind de 400% la îngrășămintele pe bază de azot în mod special, dar și pe celelalte îngrășăminte. Și speranța noastră a agricultorului e ca această nebunie să fie trecătoare și să lucrurile se intre într-o matcă cât de cât normală, pentru că altfel toate prețurile astea încet, încet ajung în producția agricolă, ajung în produsele care ajung pe raftul magazinelor și cu toții, și agricultori și neagricultori, vom ajunge... Cu toții suntem consumatori, asta e clar, indiferent că ești agricultor sau ești profesor de chimie. Bun, vreau să ajung cu discuția asta, domnul Sitar, o să vă rog să rămâneți la telefon și către doamnele Crețu și Cionga. Spunea domnul Sitaru că își dorește ca lucrurile să se oprească la un moment dat sau să... Nu știu dacă prețurile astea vor scădea la inputuri. Mie mi-e greu să cred. Sau dacă vor fi niște de scăderi, cred că nu vor fi semnificative. Adică vorbim de câțiva bani. Mă uit ce se întâmplă acum la prețul motorinei, da? Pe care o consumați de asemenea și în afară de acciza aia care vă e plătită de stat, insuficientă din punctul meu de vedere, aveți de suportat prețurile astea mari și, din nefericire, înțeleg că pentru toate inputurile pe care le folosiți, cam 80% din prețul lor e reprezentat de prețul gazului. Costurile de energie, costurile de producție. Și cele mai multe costuri merg către gazele naturale. Cum vedeți situația asta dumneavoastră, cum să spun, cei care sunteți într-un permanent dialog cu colegii dumneavoastră din APPR și nu numai? Și nu numai, bine ați spus, am fost săptămâna trecută, aproape în fiecare zi am participat și la grupurile de lucru din Copaco-GECA. Da. Așa cum fermierii români sunt îngrijorați, în aceeași măsură sunt și colegii noștri din alte state. A fost leitmotivul întâlnirilor, fie că am vorbit despre grupul de cereale și oleaginoase, fie că am vorbit de grupul de plăți directe și înverzire, fie că am vorbit în grupul PAC,
Leitmotivul a fost scumpirea aceasta galopantă a inputurilor, pentru că e clar, nu doar la fertilizanți au crescut prețurile, aici o scumpire fără precedent și într-un ritm extraordinar, pentru că sigur Rusia vrea să țină puțin în șah Europa, Uniunea Europeană. Și atunci a strâns robinetul de gaze, dar prețurile au crescut și la produsele de protecție a plantelor și la alte. Practic, scumpirile astea sunt în lanț, în efectul ăla de domino. Sunt în lanț, într-adevăr, sigur, în mai mică măsură, 30-40%, la alte, dar toată lumea este extrem de îngrijorată. Copacogeca a cerut în mod repetat Comisiei Europene să reexamineze dosarul acesta al taxelor de dumping, al suprataxelor la produsele de îngrășăminte și după ce de un an de zile ne-am răcit gura de pomană, aș zice, iată că în sfârșit Comisia Europeană a luat acest dosar, l-a analizat și avem speranța că taxele antidumping vor fi ridicate, se va renunța la ele, pentru că și ele contribuie, nu-i așa, importurile din țări terțe. Poate dacă la un moment dat a avut sens să protejăm piața producătorilor europeni de îngrășăminte, ei, în acest moment este total nejustificat, trebuie să lăsăm Europa să poată importa din orice sursă, pentru că iată, fermierii europeni suferă și sigur, dacă suferă fermierii europeni, suferă și consumatorii, pentru că prețurile, nu-i așa, se transpun pe filieră și ajung la, în ultima instanță, la consumator. Nu știm cât va dura această situație. Noi discutăm în fiecare zi cu companiile furnizoare de inputuri. Sunt aproape de noi, dar nu au nici ele o soluție facilă. Practic, soluția nu stă la ea. Nu stă, cu siguranță. Cu siguranță. Nu stă, dar nici Uniunea Europeană nu face, din punctul nostru de vedere, nimic să ajute în această perioadă. Din contră, tot ceea ce vedem astăzi și propunerile din faimosul Pact Verde European nu fac decât să ducă, și toate studiile arată și toate cifrele, că vor duce la o reducere a producției la nivelul Uniunii Europene de peste 20%. Și am văzut zilele trecute mai multe studii care argumentează încă o dată acest lucru, reducere care din punctul nostru de vedere este imorală, periculoasă și nejustificată, această cerință a Uniunii Europene, pentru că vorbim despre grâu și porumb, vorbim despre două din materiile prime pentru industria agroalimentară și produse alimentare de bază la nivel mondial, care vor avea de suferit. Și ce facem? Deschidem sau lăsăm? Chiar găsisem o exprimare în presa internațională: dăm cheile mașinii altora. Efectiv, dăm cheia de la mașina noastră colegilor din afara Uniunii Europene, ca să nu numim un anumit stat, dar e clar că Rusia va avea mână liberă, pentru că stăpânește gazul, energia și producția de cereale. Deci lucrurile stau atât de grav. Eu nu vreau la final de an să fim pesimiști cu fermierii noștri. Ceea ce trebuie să știm este că trebuie să fim conștienți, că trebuie să fim din ce în ce mai buni în ceea ce facem. Putem să găsim soluții în aceste ecoscheme, în viitorul plan național strategic, să facem lucrurile bune, mai bine pentru mediu, dar Europa trebuie să producă în continuare. Trebuie să producem suficient de mult. Grâul și pâinea înseamnă pacea în lume. De la probleme legate de producția agricolă a început și primăvara arabă, au început și conflictele din Siria. Nimic nu este întâmplător atunci când vorbim de producția agricolă. Și când vedem aceste prețuri, astăzi vorbeam cu unul dintre fermierii noștri care produce făină, mălai de porumb, și care negociază acum pentru că el nu mai poate să vândă la prețul la care vindea acum câteva luni, pentru că au crescut costurile cu energia și trebuie să negocieze în lanț. Și vedem deja la raft prețul, fie că vorbim de ulei sau de cartofi sau de mălai, care au crescut cu procente între 20 și până la 30%. Cel mai evident este la uleiul de floarea soarelui, pentru că se consumă energie în procesare. Nu știm până unde vor duce
aceste lucruri și noi aici în Europa, chiar și în România, nu trebuie să uităm că suntem cumva într-o economie în dezvoltare. Pe când, într-o țară subdezvoltată, creșterea cu câteva centime, cu câțiva bănuți, pune o problemă de la, care poate să ducă chiar la foamete și asta va crea niște sincope foarte mari la nivel internațional. Iar fermierii vor deveni vulnerabili, bineînțeles, pentru că nu ne punem întrebări pentru cum vom face mai departe. E important să producem mai verde, bun, mai da, sănătos, poate că, știți că dar puneau unii, iertați-mă că mi-am permis să vă întrerup, dar spuneau unii mai în glumă, mai în serios, că poate reducerea pesticidelor poate porni de aici, la faptul că românii, păi, dacă nu mai românii, dar noi discutăm în mod special despre păi maxim 200 români. De kilograme de azot, vorbeam cu fermieri care nu vor putea să dea mai mult și au făcut atunci calculele și nu pot să dea mai mult în primăvara 2022. Deci sigur va fi o reducere a produselor chimice în general utilizate în agricultură. Fie că vorbim de fertilizanți, fie că vorbim de produse de protecție a plantelor, sigur. Vor dispărea mulți fermieri sau vor fi din... Haideți că poate e un cuvânt dur ăsta că vor dispărea, dar cred că are legătură cu realitatea. Domnul Sitaru, apelez din nou la dumneavoastră. Spuneați că ați avut anul ăsta agricol, a fost un an bun după un an nenorocit, după un an extrem de prost. Mulți dintre colegii dumneavoastră din zona asta de sud și nu numai din zona de sud, zona Moldovei și așa mai departe, sunt necapitalizați. Faptul că au primit o gură de oxigen în 2021, poate că a fost insuficient, pentru că acum dacă se vor lovi din nou, și mai mult ca sigur s-au lovit de scumpirile astea la inputuri, eu nu știu de unde vor putea să revină iarăși în joc, ca să spun așa, pentru că e destul de dificil în condițiile în care ai fluctuațiile astea destul de mari. Pierderi în 2019-2020, să zicem că ți-ai recuperat o parte, că nu știu cât și-au recuperat în totalitate. Poate că au fost și cazuri sau au reușit să compenseze, dar nu pe deplin. În mare parte au recuperat puțin din pierdere, dar nu au timp să se capitalizeze. Exact. Venind... Și acum venind scumpirile astea, n-au de unde să mai facă producții, că e un lans tehnologic, adică nu e ca și cum renunți la nu știu ce odorizant la mașina pe care o conduci. Nu e un moft, e o necesitate. Da, este o chestiune destul de gravă și fermierii trebuie să înțeleagă că și la ei în curte stau multe din rezolvările acestor probleme, dar de data asta nu depinde numai de ei. Adică e o chestiune externă, deci peste puterile lor să poată să influențeze aceste prețuri. Și ei ce pot influența este să își țină sub control costurile celelalte decât cu achizițiile de inputuri și să încerce să vândă cât mai bine. Asta e singura lor soluție. Domnul Sitaru, ca să poți să vinzi cât mai bine, și eu nu dau sfaturi pentru că departe de mine gândul ăsta, trebuie să ai posibilitatea să depozitezi. Acum, într-adevăr, am văzut că la cereale sunt prețuri foarte bune pentru grâu, pentru soia, și pentru oleaginoase în general. Dar de lucrul ăsta beneficiază tot fermierii care sunt capitalizați și care au capacitatea de depozitare. Unul care vinde direct din câmp, e clar că ăla se bucură atunci pe prețul pe care îl primește pe moment, așteaptă cât așteaptă, a venit recoltatul, bagă în mașina traderului și la revedere. N-are de unde să mai să joace un pic cu bănuții ăștia, cu prețurile astea, că nu își permite efectiv. Mă refer în mod deosebit la fermele care au o anumită dimensiune economică, care nu sunt fermieri atât de versați, n-au până la urmă un istoric foarte bogat în spate. Cred că va fi greu pentru ei, nu vreau să prevestez lucrul ăsta. Va fi foarte greu, într-adevăr. Dar trebuie să existe soluții pentru toate problemele care apar și atunci chiar dacă ești fermier mai mic sau mai mare, chiar dacă ai spații de depozitare sau nu ai, trebuie să-ți faci loc să poți să vinzi un pic și mai târziu, că sunt soluții de depozitare chiar dacă nu ai spații de depozitare. E adevărat, sunt mai costisitoare dacă ar fi spațiile tale, dar sunt soluții. Sunt soluții și mai nou și de depozitare cu
cu costuri destul de mici, cu silobagurile astea care sunt foarte, soluții foarte interesante. Problema nu e neapărat depozitarea, cât capacitatea fermierului de a putea să țină aceste produse, pentru că vin peste el creditele, corect, vin peste el leasing-urile, vin peste el datorile și e o presiune foarte mare care îl împinge să vină foarte din timp. Și asta trebuie să se gândească din timp și să-și facă loc încet, încet, e o chestiune de timp, să poată să își vândă mai relaxat producția. Pentru că întotdeauna când cumperi sau vinzi fără sula în coaste, să zic așa, întotdeauna faci lucrul ăsta mai bine. Da, nu e presiunea aceea pe fermierul respectiv și știe că mai poate aștepta un moment poate mai bun și de obicei... Mai bun. Nu întotdeauna e mai bun, dar de regulă e mai bun. De obicei e mai bun acum în perioada asta de iarnă, nu? Astea sunt prețurile. Da, mai bun. Oamenii... Ianuarie, februarie, martie, atunci cerealele au cele mai bune. Perioada bună de comercializare acum este. Februarie, exact. Ianuarie, martie, clar. Da, știu că ați fost la o primă rundă de discuții cu ministrul Adrian Chesnoiu. Lucrul ăsta s-a întâmplat săptămâna trecută. Care au fost subiectele principale așa pe care le-ați abordat? O să încep de data asta cu doamna Crețu, domnul Sitar. Păi da, am fost împreună cu domnul președinte, într-adevăr, la aceste discuții. Aș vrea să fac o scurtă paranteză pentru că ați început cu declarațiile domnului ministru legat de input-uri. Da. Și într-adevăr, să intervii pe piața energiei probabil că este greu, foarte greu. Nu e treaba noastră să ne implicăm direct acolo, deși și acolo avem un cuvânt de spus, dar clar, în urma acestor declarații a domnului ministru, înțelegem că dacă va fi nevoie, se va pune problema de o susținere directă a fermierilor în cazul în care aceștia vor avea pierderi foarte mari și nu vor putea să-și susțină cheltuielile de producție, în special legate de creșterea costurilor cu energia. Deci este o declarație pozitivă care pentru noi înseamnă un lucru extraordinar de bun. Înseamnă că și dumnealui gândește cumva în aceeași direcție cu noi. Legat de subiectele cele mai importante pe care le-am discutat cu domnul ministru, bineînțeles că vorbim de utilizarea... Subiectul principal au fost ecoschemele și Planul Național Strategic. Înțelegem că zilele acestea dumnealui este la Bruxelles. Cel mai probabil, cel mai probabil majoritatea statelor europene, în special cele din Europa de Sud și Estice, au cerut amânarea depunerii finale, să spunem, a Planului Național Strategic și cel mai probabil se va obține această amânare sau dacă va trebui depus până la 31 decembrie într-o formă, e doar un draft și vom avea la dispoziție cele 3-6 luni de negocieri. Oricum ar fi, este în interesul nostru ca aceste negocieri să se facă cât mai repede și cât mai bine, pentru că trebuie să fim pregătiți pentru data de 1 ianuarie 2023 și tot ceea ce înseamnă logistica din spate, programele APIA, totul trebuie să fie foarte bine pus la punct, ca după ce venim pe un fond de creștere ale costurilor, instabilitate, seceta din 2020, asta ne-ar mai trebui un blocaj la APIA în 1 ianuarie 2023. Doamne ferește! Și să ni se spună de către furnizorii acestor servicii că timpul a fost foarte scurt, că probabil Comisia ne mai așteaptă, mai amânăm o lună, două, dar nu cred că dacă trecem mult, ajungem în toamna lui 2022 cu o variantă neclară de ce tipuri de scheme, de pachete, de pilonul 2, de programe de investiții pe care furnizorii de servicii informatice, în primul rând, nu le vor ști, mi-e teamă că vom avea un blocaj. Deci trebuie să gândim cumva în ideea de a se găsi o soluție și o variantă finală cât mai bună a PNS-ului. În regulă. Haideți să continuăm discuția asta. O să-l rog și pe domnul Sitaru să ne reauzim după câteva minute de publicitate. Luăm o scurtă pauză comercială, după o să revenim aici la Agricultura la Raport. Suntem partenerii fermierilor care își doresc produse de calitate pe gustul consumatorilor. Un pas înainte cu ajutorul produselor Seminis, Copert și Agritechno.